Profesorii strigă din nou nemulțumirile în stradă la guvern și Cotroceni. Calendarul examenelor naționale a fost decalat, iar din perspectivă juridică, memorandumul anunțat de Ciucă și Ciolacu nu are nici măcar valoarea hârtiei pe care urmează să fie scris. Situația din educație este în impas de 12 zile. Reprezintă protestul de astăzi momentul de la care se va construi o înțelegere, iar cursurile vor fi reluate. Descut subiectul în continuare cu Tatiana Tudori, profesor la Colegiul Gheorghe Asa din Iași. Bună ziua și vă mulțumesc din nou pentru prezență. Bună ziua și să fie o zi cu rezolvări. Cu rezolvări și cu soluții concrete așa cum vă doriți. Asta voiam de fapt să vă și întreb. Este al treilea protest de acest gen în capitală de la începutul grevei. Ce așteptări aveți? Ce doriți să se întâmple după acest nou meeting de protest? Noi ne dorim ca Ministerul să lase deoparte acest registru al tergiversărilor și al realizării de scenarii cu care ne-a tot obișnuit în ultima vreme. Ne-am dorit ca el să găsească, de fapt, soluții reale la problemele învățământului, pentru că, din câte observăm, autoritățile așteaptă acum doar să obosim, să cedăm psihic, să ne epuizăm resursele financiare și să ne întoarcem umiliți în clase. Lucru care nu se va întâmpla atâta vreme cât revendicările noastre rămân nesoluționate, pentru că Ministerul nu înțelege că tocmai această indolență, această atitudine sfidătoare la adresa noastră ne îndârjește și ne determină să mergem până la capăt. Cum să-ți imaginezi că vei readuce profesorii în activitate oferindu-le vouchere, ochelari și abonamente la sală? O mai mare bătaie de joc n-am pomenit. Kafka ar fi de-a dreptul invidios pe acești creatori de absurd. Dacă guvernul nu se trezește acum, când suntem, iată, în a 12-a zi de grevă și putem spune că suntem în al 12-lea ceas, dacă astăzi nu se așează la masa negocierilor și demonstrează că, de fapt, au abandonat educația, atunci vom fi nevoiți să nu încheiem situația școlară și să boicotăm examenele, pentru că altă variantă nu există. De ce credeți că merge guvernul în continuare pe această strategie? Practic, vine cu o ofertă care știe din start că nu o să fie acceptată de profesori, pentru că nu acestea sunt cererile. Se fac memorandumuri, OUG-uri și așa mai departe, dar situația nu se rezolvă și practic nu avem niciun răspuns în ceea ce privește examenele. Amânăm cu câte o zi, două, să vedem dacă profesorii se răzgândesc sau nu. De ce mergem de pe o zi pe alta într-un sistem care ar trebui să ofere, în primul rând, predictibilitate atât profesorilor cât și elevilor? Cred că este deja vorba despre un război psihologic aici. Fiind în incapacitatea de a găsi soluții, nu știu dacă nu cumva este și o lipsă de dorință politică de a rezolva lucrurile, nu știu dacă trebuie să limităm toată povestea asta la incapacitatea de a găsi soluții, pentru că știți cum se spune, oamenii inteligenți găsesc soluții. Noi asta așteptăm de la ei. De asta sunt în acele funcții. Soluții există, doar să existe voință politică pentru a le pune în practică. Noi nu cerem altceva și nu am cerut pe parcursul celor 3 săptămâni de grevă decât să fie aplicată legea salarizării. Revendicările noastre sunt absolut legitime. Se așteaptă, cum ziceam mai devreme, ca noi să cedăm. Este o atitudine lașă de sfidare la adresa noastră, de incapacitate de a purta un dialog real, nu ceea ce se întâmplă acolo la guvern, se transmit niște așa zise soluții, nu suntem consultați dacă suntem de acord sau nu cu ele, dacă ne mulțumesc sau nu, pur și simplu ni se transmit niște declarații, memorandumuri și alte jurăminte pe cuvânt de ministru, știți? Ori noi zicem că suntem, că vrem mai mult de atâta, că nu ne putem mulțumi cu minciuni, cu promisiuni, pentru că 30 de ani asta s-a întâmplat în învățământ de fapt. Doamna Tudori, o ultimă întrebare cumva rezumativă. Am avut un an cel puțin diferit sau dificil, dificil în sistemul de educație, cu multe schimbări, cu o nouă lege a educației cumva așteptată și cumva răstălmăcită de foarte multe ori. Cum descrieți dumneavoastră anul care ar trebui să se încheie în scurt timp?
că și pentru noi a fost un an extrem de încălcit, extrem de complicat, cu multe provocări, dar să știți că dacă într-adevăr guvernanții vor găsi astăzi, pentru că noi avem mari așteptări de la ziua de astăzi, vor găsi în sfârșit soluții la revendicările noastre, noi suntem în stare să ne întoarcem la catedră, suntem în stare să recuperăm materia care nu s-a pierdut, deși eu știu, în ultimile săptămâni oricum toată lumea era cam la activități de sistematizare, recapitulare, evaluare sumativă, să nu credeți că s-a pierdut prea mult din materie. Nu aceasta va fi o problemă pentru noi. Vom avea timp și pentru evaluarea celor aflați în situație de corigență. Avem cu toții suficientă experiență ca să rezolvăm aceste situații în modul cel mai bun cu putință. Nimeni nu-și dorește ca elevii noștri să aibă de suferit. De aceea fac încă un apel la părinți, la scriitori, spuneam și pe diverse rețele de socializare încă de dimineață, că îi rugăm pe toți să ne susțină, să ne fie alături, jurnaliști, colegii noștri din învățământ universitar, pentru că trebuie să facem cumva să trezim guvernul și să-l punem la treabă, astfel încât să putem și noi finaliza aceste activități didactice specifice finalului de an școlar și să ne putem organiza și examenele naționale. Doamna Tudori, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și să sperăm că vom avea un rezultat, oricare ar fi el, după această nouă acțiune de protest de astăzi. Vă mulțumesc din nou pentru informații mulțumesc și pentru intervenție. Mulțumesc și eu, o zi bună!